noastră. Următoarea noastră invitată are două mari pasiuni și a terminat două facultăți. Una de medicină, alta de muzică. Așadar, este medic oftalmolog, cât și interpretă de muzică populară. Vine din Târgu Mureș, o cheamă Ina Todorană și este acum aici să ne demonstreze că și doctorii au talent. Sărut mâna, doamna doctor, și bine ați venit la noi aici în platoul emisiunii. Bine te-am găsit, Cătălin. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine, mă bucur bine? Să fiu... Foarte bine te văd. Atunci e bine. Știți cum e? Dacă v-aș intra la noastră în cabinetul de oftalmologie și v-aș vedea îmbrăcat așa, a zice, doamne, nu văd bine, am nimerit la oftalmolog sau la... Ai zice că ai greșit. Da. Noastră sunteți interpretă de muzică populară din Târgu Mureș, da? Eu sunt deloc din județul Alba, de lângă Blaj, din comuna Crăciunelu de Jos, dar locuiesc la Târgu Mureș pentru că acolo am studiat și am rămas cu serviciu acolo. Perfect. Stăm un pic de vorbă. Da. Eu ți-am adus ceva, n-am venit cu mâna goală, albumul meu de muzică populară, cartea mea de vizită ca interpretă de muzică populară. Mult mă întreabă Iedera. Da, este o doină care dă titlul acestui album. Cel mai frumos cântec al meu. Adică așa arată CD-ul pentru cei de acasă și vreau să știți că și Iedera vorbește. Corect? Să luăm un loc. Pasiunea noastră principală este muzica, corect? Dar poți să mă tutuiești. Aș vrea totuși, nici nu știu, sunteți doamna doctor. Da, sunt doamna doctor, dar eu mi-am permis să te tutuiesc. Chiar pentru te rog, că te consider un prieten, cum mă uit zilnic la tine la televizor. Mulțumesc mult de tot. Deci prima ta pasiune e muzica, nu? Da, prima mea pasiune este muzica populară, folclorul, pentru că eu cânt de la vârsta de 8 ani. Și câștigat multe premii. Am câștigat foarte multe premii când eram adolescent, am participat la multe concursuri și ulterior am decis că vreau și o altă profesie, vreau să devin medic și am ales drumul acesta profesional. Vreau să le spun ceva celor de acasă. Vedeți aici, Ina Todoran, șefă de promoție la medicină, băi nene, așa e? Da, șefă de promoție la medicină. Mi se pare că e ceva foarte tare, adică medicina e o facultate foarte grea. Este foarte grea, dar mereu am fost foarte ambițioasă și am muncit foarte mult și pentru că mi-a plăcut extrem de tare facultatea, am învățat și s-au văzut rezultatele, 28. Mulți înainte. Mulțumesc, adică la fel. La medicină stai mult la facultate. Da, 6 ani am făcut facultatea de medicină și când... Mai faci după aia master toată viața la medicină? Master nu, facem rezidențiatul. Acum sunt medic rezident în anul 3 la clinica de oftalmologie din Târgu Mureș și chiar vreau să-mi salut colegii pentru că se uită la mine, sunt de gardă. Vreau să o salut pe doamna doctor Cristina Mochi, cu care lucrez eu. Uite, îi vedem acolo pe colegii tăi. Fotografii, nu? Și te-am văzut, uite, doamna doctor oftalmolog, oameni buni. Vreau să vă spun că este măritată, soțul tot oftalmolog sau cântăreț de populare? Nu sunt măritată încă. Aproape. M-am mărit peste o lună. Nu sunt măritată, adică peste o lună. Peste o lună e ca acum. Aproape măritată, dar soțul, viitorul meu soț, este tot interpret de muzică populară. Și el oftalmolog? Nu este oftalmolog, el este economist și lucrăm la acel spital. Dar vede bine? Vede foarte bine, i-am făcut ochelari anul trecut. Deci avea nevoie. Da, avea nevoie. Și practic ai făcut niște ochelari să vadă ce vrei tu să vadă, nu ce vrea exact, el. Exact, bineînțeles. Mi se pare firesc, bravo. Și la acolo te recunosc când vin pacienții de pe la muzica populară sau de la... Mă recunosc pacienții care sunt așa de vârstă, a doua, a treia, care se uită la emisiunile de folclor și sunt foarte surprinși. Câteodată nu înțeleg ce se întâmplă, cum zici tu, au greșit cabinetul, de ce sunt eu acolo, dar se bucură, sunt impresionați și sunt fascinați așa că mă găsesc acolo. Și le și cânt? Nu le-am cântat niciodată în spital, dar la alte evenimente cu mare drag. Perfect. Ce frumos, pentru că mergi și cânti și la evenimente, nu? Mergi? Da, cânt și la evenimente private, la spectacole. Eu sunt foarte pasionată de folclor, de folclorul autentic, pentru că provin din lumea satului și... Pentru că ai terminat o școală în zona asta da, de folclor. Da, am terminat Academia de Muzică, Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Da, am făcut foarte multă școală, dar a fost serios? Din pasiune. Adică da. Academia de Muzică, cum se numește? Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Câți ani? 3 ani. Când eram în anul 6 de medicină, m-am înscris și la muzică. Și ce mai urmează? Ce facultate? Nu mai urmează nimic. Mi-a ajuns. Vreau să termin rezidențiatul, să devin medic specialist în oftalmologie, pentru că asta mi-am ales. Îmi place extrem de tare domeniul. Chiar e un domeniu fascinant și științific.
dar și din punct de vedere social avem multe satisfacții să redăm vederea pacienților. Dar știi ce mă întrebam? Muzica populară și medicina au ceva în comun? Da, au în comun faptul că ambele profesii sunt pentru oameni. Sunt pentru suflet, da. Ne punem în slujba oamenilor. Adică practic ești dedicat celorlalți. Exact. Super tare. Tu nu porți ochelari, nu? Eu cred că se împletesc. Nu port ochelari, deși ar trebui, dar știi tu cum e asta. Exact, cizmarul n-are. Exact, da. Nu, că aveam o plăcuță de aia și puneam așa ochelariul să văd acum, aia să vedem. Deci cât ți-ar trebui? Cât mi-ar trebui? 0? Plus 0,50 dioptrii sferice mi-ar trebui la fiecare ochelar. Mi-am dat seama și de unde că ai avut privirea de lup la un moment dat când te-ai uitat încolo. Da, mi-am făcut fanta palpebrală mică, așa, ca să vorbesc și în termeni medicali. Cum ai făcut fanta? Fanta palpebrală mică, mi-am micșorat ochii. Când faci așa, nu? Da. Perfect, foarte bine. Mă bucur că ești astăzi la noi la emisiune. Și eu tare mă bucur să te cunosc. Familia ce zice? Familia mea este foarte încântată. Că am venit să uită, cu siguranță mai emoții, viitorul soț e, cred că cel mai emoționat, îl salut. L-am văzut într-o fotografie ceva mai devreme. Da, 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 și îmi salut și părinții și bunicii și le mulțumesc pentru că m-au crescut bine. Și socrii, bine. Să zic de socrii. Și socrii, da. Da, de socrii în viața da, ta, da, 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 sunt importanți. Exact. Și știi ce vreau să le spun celor de acasă? Că Ina Todoran, oameni buni, acesta este albumul ei. Ce credeți? A cântat atunci când a terminat facultatea de medicină. La absolvire a cântat, îmbrăcată în muzică populară. Da, da, cred că am creat un moment inedit atunci. Pentru că sub robă aveai costumul da, popular? Da, am spus discursul de șefă de promoție și pe urmă mi-am dat roba jos. De șefă de promoție înseamnă că ai fost cea mai deșteaptă din promoția ta. N-aș spune asta, cea mai muncitoare, vreau poate. Vreau să te ating. Mi se pare foarte tare, serios, bravo. Mulțumesc, da. Și ai dat roba jos? Am dat roba jos, da, bineînțeles că publicul era nu înțelegea la fel ce se întâmplă și am cântat un cântec patriotic pentru că eram un an centenar în 2018. A fost da. Un moment frumos. Profesorii de la Facultatea de Medicină știau că tu cânti? Da, știau. În facultate am cântat la evenimentele care aveau loc în cadrul universității și rectorul universității chiar știa de acest moment, împreună le-am pregătit. Foarte frumos, felicitări. Ești numai așa tare bun, să știi. Mulțumesc, la fel. Care este idolul tău din muzica populară? N-aș putea spune că am un idol, dar am exemple pe care le-am urmat și aș aminti eu în primul rând pe doamna Veta Biriș, pentru că este din zona mea, din Valea Târnavelor. Veta Biriș e fabuloasă, serios, da, și da. Multă energie pozitivă. Da. Am fost cu dumneavoastră acum vreo 2 săptămâni în Italia. La Padova am da, la Padova. Și a fost și doamna Veta Biriș. Mă gândeam, doamna Veta Biriș, Mioara Velicu, bă, ce energie pot să aibă oamenii ăștia și ce forță și ce putere. Cred că se hrănesc cu energia publicului. Dacă ar fi să renunți, la ce renunți? La oftalmologie sau la... Bă, asta tot am fost pus pe ales la oameni, nu știu ce a fost. Nu, nu mă întreba asta. E foarte grea. Aș da, vrea să o scoatem din program întrebarea grea, asta. Da, e foarte grea. Da. Te uitai la Tezaur Folcloric? Da, mă uitam, normal, am și fost. Ai fost la Tezaur da, Folcloric? Da, da. Acolo am debutat, la vârsta de 12 ani, în televiziune. La 12? L-ai debutat la Tezaur Folcloric? Da, da, da. Cu doamna Mărioara Murărescu? Da, da. Cum mai ții minte, poți să zici tu că eu safon astea. Genericul când apărea calul. Cum era? La 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 la. Da. Așa e. Foarte frumos. Măina, ești îmi place de tine că ești foarte pozitivă și 17 melodii, iar eu cred că și publicul și pacienții de acolo din Târgu Mureș sunt norocoși să te aibă. Încă ne dai așa liniște și îi liniștești pe oameni. Chiar sper și sunt foarte implicată în ceea ce fac. Cei care mă cunosc știu asta și mă bucur că pot să activez în asemenea domenii în care pot să fac bine oamenilor. Păi știi cum e, la spital îi faci bine la ochi, pe scenă îi faci bine la suflet. Da, sunt pacienți care îmi spun că sunt și doctor de trup și doctor de suflet. Păi așa e, și așa să rămâi. La nuntă totul e pregătit, că peste lună e nunta. Da, peste lună stai că e complicat. Peste lună este cununia, avem cununie tradițională în costume populare, atât noi cât și invitații. Toată lumea a fost invitată să vină în costum popular. Acum fiecare trebuie să-și facă rost de costum popular. Uite la aici pe soț. Da. Cum îl cheamă? Ovidiu Furnea. Salut, Ovidiu. Casă de piatră. Mulțumim. Și în iulie poate avem nunți, două nunți. Din astea moderne. Unde trebuie să fiți să cântați? Nu, o să cântăm, nu. O să fim în costum de mire și în roche de mireasă. Dar... Faceți nunta de 2 ori? De 3. Prima este cununia. Păi și ce, vin mulți oameni la cununie? Da, trebuia să fie în familie și o să vină peste 100. 100 de oameni? Da. Așa, apoi? În costum popular, abia aștept.
Asta e visul meu. Perfect. Și apoi? Și apoi o să vină și mai mulți oameni la celelalte două nunți pe care le Dar avem. Dar de ce faceți două? Unde le faceți? Una o facem la mine în sat, una o facem la el în localitate. Mamă, păi și trebuie să vină toți invitații? Da, o să vină mulți invitați, prieteni, rude, deci, apropiați. În iunie e nunta asta? Două nunți? Da, în iulie. Bravo, să fie într-un ceas bun, casă de piatră, ce să zic. Superb. Mulțumim, da, ne-am complicat un pic viața, dar așa ne-am dorit. Da. Asta, mă. Am fost sincer. Întotdeauna înainte de nuntă, băi, zici că e ca un făcut, încep să te ciondănești de la tot felul de chestii care n-au absolut nicio importanță. Dar eu sunt de vină, recunosc. Deci, în postul Paștelui poți să-ți ceri cum să te spovedești, pentru că tu, fiind șefă de promoție, ești perfecționistă, nu? Da, sunt foarte perfecționistă și vreau să am grijă de fiecare detaliu și viitorul meu soț înțelege asta, da, și mă lasă să fac ce vreau. Dar eu îi reproșesc că nu se implică suficient de tare în organizare. Dacă se implică, sigur nu face Dacă bine. Dacă se implică, așa... nu e bine, exact. Crezi că e ușor cu șefa de promoție? Haideți, doamna doctor, să și cântăm, că de asta am venit până la București. Să aveți sărbători fericite, să aveți Mulțumesc, Paște fericit. Și Ina Todoran, așa e pe Instagram, așa este la cabinetul de oftalmologie, așa este pe Facebook, așa este pe YouTube. Ina Todoran ne cântă. Ce piesă asta cu Iedera? Nu, să cânt un cântec, Jocul Fetelor. Jocul Așură. Normal, Jocul Fetelor înainte de a te mări. Da? Exact. Cântăm Jocul Fetelor la Șură. Crede că și mie îmi plăcea piesa asta înainte să mă căsătoresc. Jocul Fetelor la Șură. Perfect. Cred că nu trebuie să zic asta. Da, e ok. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Să ai succes și baftă, doamna doctor oftalmolog. Joacă fetele cu mine,
viața dragă.